La ora 16 sunteți la Euronews acum, iată, ca de obicei, cele mai importante evenimente. Mai multe voci din coaliția de guvernare și alianța electorală dintre PSD și PNL pun la îndoială susținerea pentru candidatul Cătălin Cârstoiu. De vină ar fi evoluția modestă din sondaje și gafele de comunicare. Cabinetul de război din Israel s-a reunit după ce s-a declarat în favoarea unei riposte față de atacul iranian. Oficialii de la Tel Aviv au discutat aprins pentru că nu există o decizie legată de unde și cum va avea loc riposta. Începe judecata lui Donald Trump, vorbim despre primul fost președinte care va fi judecat penal și care trebuie să demonstreze că nu și-a falsificat documentele contabile pentru a ascunde o plată în bani făcute unei foste starlete de filme pentru adulți. În PNL și PSD cresc nemulțumirile cu privire la prestația candidatului comun la primăria generală. Așa că acum, în coaliția de guvernare, se discută despre noi soluții. Liderii celor două partide se gândesc fie la schimbarea strategiei de campanie, fie chiar la schimbarea candidatului. În special, socialdemocrații s-ar plânge că medicul Cârstoiu nu crește în sondaje și mai e și ținta atacurilor cu privire la probleme de integritate semnalate în urmă cu câțiva ani de Agenția de Integritate. Anunțată cu mare entuziasm în urmă cu o lună, candidatura medicului Cătălin Cârstoiu la funcția de primar general al capitalei nu mai pare o certitudine. Medicul, neafiliat vreuneia dintre formațiuni, este momentan candidatul coaliției, a explicat președintele PSD, Marcel Ciolacu. Dacă stăm să o luăm așa, orice lucru care apare într-un moment are caracter temporar. Nu? Din punctul meu de vedere, m-am înscris într-o luptă pentru o idee și mergem înainte. Nu? Mai mult de atât n-am ce să vă spun. Deci excludeți să fiți retras? Din răspunsul meu, evident că da. Sursele Euronews din interiorul PSD spun că sunt multe nemulțumiri cu privire la prestația lui Cătălin Cârstoiu, care nu crește în sondaje, așa cum sperau liderii celor două partide. În cele mai multe analize apare pe locul al treilea, după Nicu Șordan și Cristian Popescu Piedone. A spus corect Marcel Ciolacu până la depunerea candidaturii și, deci, până la și domnul Piedone e momentan. Că nu-i depusă candidatura, din câte știu eu. Nici nu s-a deschis perioada în care se poate depune candidatura. Cătălin Cârstoiu este atacat mai ales din cauza suspiciunilor de incompatibilitate în ce privește activitatea lui la Spitalul Universitar și la clinica privată pe care o conduce împreună cu soția. Agenția Națională de Integritate a anchetat cazul în urmă cu câțiva ani, dar povestea a ieșit la iveală acum. Așa că liderii PSD și PNL se gândesc ce să schimbe, strategia de campanie pentru București sau candidatul. Există nicio șansă să fie retras domnul Cârstoiu? Dacă suntem oameni serioși, nu. Cum adică? Dacă suntem oameni serioși, îl susținem să câștige alegeri. Dacă PSD va propune retragerea domnului Cârstoiu, noi ne-am implicat și ne implicăm cu cea mai mare bună credință pentru susținerea profesorului. Dar sunt nemulțumiri cu privire la domnul Cârstoiu? Pentru a aduce o schimbare în primăria PSD generală. Este candidatul nostru. Mai rămâne candidatul PNL? Asta se va decide, asta vor decide președinții și echipele de conducere ale celor două partide. Timpul nu curge în favoarea PSD și PNL. La sfârșitul lunii este termenul limită pentru înscrierea oficială a candidaturilor la locale. Toate vocile contează la Euronews România. Ora 16 este cu și despre politicieni. Din când în când facem și analize pe marginea subiectelor. E motivul pentru care îi salut în minutele următoare. În primul rând pe domnul Dan Cristian Popescu, este deputat din partea PSD. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Gheorghe Falcă, europarlamentar liberal în direct prin telefon. Mulțumesc pentru asta. Bună ziua, domnule Falcă! Bună ziua! Și distinsul domn Cristian Hrițuc, e nevoie și de o voce analitică. Mulțumesc mult pentru prezența domnului Hrițuc! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Distinși domn, domnule Falcă, domnule Popescu, încep cu dumneavoastră. E rost de schimbare de strategie în alianță? Ce vă arată ziua de azi? Bineînțeles, strategiile pot fi îmbunătățite în fiecare moment, dar nu cred că mai putem discuta de o schimbare de candidat, pentru că am urmărit și eu mai devreme subiectul abordat de noastră. Suntem într-o situație cumva contradictorie, spun eu. Pe de o parte, sunt voci care spun că domnul Cârstoiu nu are nicio șansă, că este pe locul 3. Pe de altă parte, este cel mai atacat candidat.
nu prea se împacă cele două puncte de vedere, pentru că știm cu toții, sunt atacați candidații care au șanse, nu cei care nu au șanse. Nu se consumă resurse, eforturi pentru a fi atacați candidații care nu ar avea șanse. Eu cred că în fiecare zi care trece, domnul profesor Cârstoiu are șanse din ce în ce mai mari, pentru că este din ce în ce mai cunoscut de bucureșteni. Pentru că, da, trebuie spus deschis și onest, domnul Cârstoiu nu avea notorietatea celorlalți doi despre care s-a făcut vorbire. Da. Pentru că venea dintr-o altă zonă, nu cea politică. Dar eu cred că dânsul a recuperat în zona de notorietate destul de mult și în 2-3 săptămâni, deci înainte de finalul campaniei, va fi recuperat destul pentru a fi un candidat redutabil care poate câștiga această funcție de primar general. Atacurile, domnule Popescu, spuneți, atacurile sunt îndreptate către cel care are șanse. Vi se pare că domnul Piedone e cel puțin la fel de atacat? Ar fi o curiozitate către dumneavoastră. Și dacă ați identificat, din ce zone vin atacurile? Păi, vin din zona de susținere a domnului Nicușor Dan. Pentru că, da, Nicușor Dan și cei care se ocupă de campania dânsului știu că nu poate fi bătut decât de domnul Cârstoiu, nu de domnul Piedone. Domnul Piedone nu are nicio șansă de a câștiga Bucureștiul. Pentru că, și nu cred că are vreo șansă, în orice variantă, să treacă de locul 3. Pentru că bucureștenii știu că au nevoie de mai mult decât atât pentru un viitor mandat care să schimbe ceva în București. Toată lumea se amuză și se uită cu interes la un anumit fel de campanie, dar cu toții în sinea lor știu că e nevoie de cineva care să schimbe lucrurile în București. Pentru că astăzi, da, Bucureștiul nu merge pe drumul care trebuie și cred că mai mult decât un om providențial trebuie să schimbăm sistemul și trebuie să avem un sistem în București care să funcționeze, indiferent că vine la un moment un primat sau altul. Astăzi înțeleg. E nevoie de această schimbare. Se poate pune problema, domnule Falcă, de o resetare a campaniei? Nu se poate pune astfel de problemă. În schimb, mă minunez că atunci când un profesor universitar, un om cu experiență în domeniul medicinei, un manager de spital, face un pas din societatea civilă către politică, dintr-o dată apar tot felul de suspiciuni și ne deranjează suspiciunile. În schimb, candidați care au dosare, cum e doamna Clotilde Armand, nu ne deranjează deloc că ea candidează. Eu cred că trebuie să fim realiști, să spunem lucrurile pe nume. În acest moment, alianța PSD-PNL în București atinge 50% și obligația candidaților de sector, obligația partidelor, este să convingă împreună cu candidatul nostru, electoratul PSD și PNL, că acesta este drumul bun. Drumul bun pentru București cu domnul Cârstoiu primar general, drumul bun pentru București cu o majoritate care să-i permită să realizeze reformele mari, cu o lege a Bucureștiului care să rezolve atât relațiile din interiorul Bucureștiului cât și relațiile de conectare cu Ilfovu. Toate aceste lucruri le poate realiza doar alianța PSD-PNL. De aceea cred că în momentul în care se va prezenta programul electoral al domnului Cârstoiu împreună cu programele electorale ale primarilor de sector, lucrurile vor fi mult mai clare pentru cetățeni și vom ști exact cine va fi câștigătorul în 9 iunie. Domnule Falcă, sunteți experimentat în politică. Ce simțiți că ar fi nevoie să stea în dreptul candidatului alianței, Cătălin Cârstoiu? O mai bună comunicare, o mai bună susținere, pedale apăsate mai puternic chiar din partea coordonatorilor de campanie? Șefii, o mai bună prezență a partidelor politice, un grafic foarte transparent prezentat cetățenilor în data de voi fi acolo, în data de prezint programul integral pe București, în data de o să discut secvențial de acest program, o întâlnire cu oamenii importanți din București, cu mediul de afaceri din București, întâlniri cu sindicatele, da, întâlniri cu ONG-urile. Toate aceste lucruri se fac în pre-campanie și în campanie electorală și sunt locuri în care candidatul reușește să-și prezinte conceptul de modernizare a Bucureștiului. Dar vi se pare, domnule Falcă, vi se pare că până acum Cătălin Cârstoiu a răspuns punctual
și a eliminat orice fel de îndoială cu privire la suspiciunile pe care și dumneavoastră l-ați pronunțat? Să știți că suspiciune există și față de mine, suspiciune există față de orice persoană. De aceea cred că curajul domnului Cristoiu de a intra în politică trebuie în primul rând apreciat. Și evident nu este obișnuit cu atacurile, este surprins de genul de atacuri, pentru că nu are o experiență politică. Dar luați buna credință, luați munca pe care a făcut-o în profesia lui, pentru că așa trebuie să încurajăm oamenii să intre în politică. Dacă fac un pas astfel de oameni în politică, decanul facultății de medicină face un pas în politică, acel pas trebuie aplaudat. Căutăm o poveste de acum 3 ani, de acum 2 ani, anii, dacă există anii, vine anii, se judecă, e un timp de implementare, vom vedea lucrurile cum vor evolua, dar nu cred că trebuie să ne ducem campania pe suspiciuni, ci trebuie să ne ducem campania pe a prezenta soluții pentru București. Dacă PSD ar fi mai nemulțumit, domnule Falcă, de domnul Cârstoiu, ce ați răspunde? Dacă socialdemocrații s-au declarat până acum și au ridicat mai multe întrebări în dreptul candidatului, cum vi s-ar părea? Eu cred că fiecare socialdemocrat și fiecare liberal trebuie să se pună în spatele domnului Cârstoiu. Atât din București, cât și din afara Bucureștiului, pentru că sunt oameni și din afara Bucureștiului care au expertiză pentru zona administrației, pentru zona comunicării, pentru că este nevoie nu pentru noi politicienii, este nevoie pentru București de o soluție corectă. Dacă Bucureștiul va mai sta încă un rând de ani, cu conflicte interne, cu lipsa de legătură între primarul general și primarii de sector, fără o conectare corectă cu Ilfovul, fără o nouă lege a Bucureștiului, îmi pare rău de cei din București, dar vor trăi în continuare în trafic, vor trăi în poluare, vor trăi în aceste mici lupte, vor trăi cu primari de sector care se cresc stăpâni și alte și alte lucruri. De aceea, șansa pe care o aveți în București este să fiți toți uniți în jurul unei personalități care a demonstrat în viață că el a reușit și poate reuși și atunci în București. Până una alta, domnule Hrițuc, actuala alianță electorală, PSD și PNL, a intrat în ședință cu acest subiect pe masă. Nu se discută la USR. Se discută între socialdemocrați și liberali. Care sunt punctele nevralgice? Păi, sincer, cred că momentan putem vedea că sunt cam două școli de gândire sau două strategii diferite în interiorul alianței. Și de ce spun chestia asta? Hai să analizăm un pic debutul campaniei ultimile două săptămâni. Și eu o să plec de la elementul cel mai simplu pe care poate să-l vadă orice bucureștean și pe care poate să-l perceapă. Ce se întâmplă primul lucru în care se trebuie făcut într-o campanie? Vorbim de mărirea cotei de notorietate. Da? Uitați-vă că Bucureștiul e împânzit de panouri ale USR, de ale noi alianțe dintre USR-PMP, de panouri cu imaginea primarilor de sector, dar domnul Cârstoiu e aproape inexistent. Eu mă întreb, primarii PSD Negoiță și cu Băluță și cu Ciucu, care am mai toți trei au cel puțin încă un mandat asigurat, cel puțin la o cotă de 40%. De ce nu au început să facă și partea de notorietate a domnului Cârstoiu și partea de transfer de încredere către dânsul, pentru că vorbim de trei primari și cel puțin în cazul primarului de la sectorul 3 și de la sectorul 6, vorbim de sectoarele care au cea mai mare populație cu drept de vot. Practic, și am mai spus asta la dumneavoastră acum 2-3 săptămâni, dacă cei trei primari ai PSD-PNL ar trage la căruță, doctorul Cârstoiu ar intra cu o șansă mare în joc și ar putea, corect, ar putea chiar câștiga. Din păcate, ce se vede acum de pe margine, observăm o campanie slabă a doctorului Cârstoiu, o campanie de vizibilitate slabă, unde, să mă ierte Dumnezeu, nu doctorul e vinovat, ci partidele. În același timp, pe 2-3 săptămâni, cineva din interiorul acestei alianțe
menține acest subiect pe agenda. Surse, se retrage doctorul Cârstoiu, se retrage doctorul Cârstoiu. De aceea, eu ca analist, ca observator al scenei politice, plec pe ideea că există două curente de opinie în interiorul acestei alianței. Domnule Hrițu, oameni care trag. Vă rog frumos, ajutați-mă să înțeleg cum ați concluzionat că cineva din coaliție ar menține acest pe surse se retrage. Pe surse s-ar retrage. Eu nu pot să bănuiesc o parte a presei. Există multe nereguli și într-o zonă a presei, dar nu pot să bănuiesc toată presa că face jocuri și că inventează știri. Uh-huh. În momentul în care apare la Euronews pe surse, eu am încredere deplină că cineva din interiorul partidului și nu un membru dintr-o filială din sectorul 6 sau din sectorul 3, ci cineva de la vârful acest la nivelul de putere spune aceste lucruri către ziariști. Iar dar, din punctul meu de vedere, știrea nu a apărut azi. A apărut de acum două săptămâni. De acord. Deci cineva întreține un curent, un curent care, să mai ierte Dumnezeu, orice analiză, asta îți va da la final. Acolo există un sabotaj, pentru că în momentul în care tu nu-l lași pe candidat să fie pe discurs ofensiv și îl bagi numai în discurs defensiv, ba se retrage, ba trebuie să răspundă la greșeli de campanie, gen poza de la metrou, unde să mai ierte Dumnezeu, iar vorbim de o greșeală a staffului, nu a neapărat a doctorului Cârstoiu, pentru că doctorul Cârstoiu n-are acea experiență de campanie și cel puțin stafful care era cu el la momentul ăla trebuia să își dea seama de poziționarea pe care o are candidatul, să se uite la presă, să-l însoțească, să-i asigure Hrițu, acel minim PR. Foarte, foarte scurt, dar subiectul incompatibilității putea să fi fost tranșat încă din trecut și să nu aflăm că medicul manager Cătălin Cârstoiu candidează și pare la suprafață pentru publicul larg că acum a apărut acest subiect? Cred că și aici sunt două abordări. Avem, pe de-o parte, niște acuzații apărute în urma raportului Corpului de Control al primului ministru și un răspuns al candidatului. Al candidatului. Bun. Și aici trebuie foarte bine detaliat. Adică, din punctul meu de vedere, este o piatră de moară pentru candidatul PSD-PNL. Este clar că, cel puțin la nivel de imagine, acest lucru îl va afecta, dar cred că dacă nu este o stare de incompatibilitate, trebuie foarte bine explicată. Dacă există o stare de conflict de interese, atunci nici nu mai contează prea mult scuzele sau justificările partea de comunicare legată de subiect. Așadar, mai multe benere, domnule Popescu, cu alte cuvinte putem interpreta o prezență vizuală mai mare, poate ar fi necesară, pentru Cătălin Cârstoiu. Și cum găsiți termenul sabotaj? Poate un sabotaj chiar din sânul alianței? Nu aș merge în această zonă. Într-adevăr, vorbim de două partide mari în București care lucrează împreună pentru o campanie. Este un lucru nou pentru ultimii ani, să spunem. Da. Și poate că nu funcționează încă perfect această colaborare, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se rezolvă. Apropo de agenția de integritate sau de în cazul acesta pe care îl discutăm, lucrurile sunt foarte clare. Până nu avem o decizie a unei instituții care se ocupă de acest lucru, nu avem ce să discutăm. Mai mult, observ anumite publicații care ignoră, de exemplu, că în cazul doamnei Arman la sectorul 1 este o decizie a anii și mai mult e și în instanță această decizie, se judecă. Pe când la domnul Cârstoiu, unde nu există nicio decizie a anii, nicio decizie a alte instituții, se discută despre o așa zisă incompatibilitate care, m-am spus, nu există de facto. Da. Și nu credeți că tocmai absența unei decizii din partea anii, domnule Popescu, va face ca un personaj, un candidat, indiferent cum s-ar numi, să fie tărât? Tocmai pentru că nu vine decizia? Ar trebui să fie o decizie că dânsul este incompatibil, pentru că, până la urmă, așa funcționează justiția. Orice om este nevinovat până nu o instanță spune că este vinovat. La anii nici măcar nu e nevoie de instanță. E o decizie internă a anii, în baza unor documente sau, mă rog,
Deci nu există o hârtie care să spună că dânsul se face vinovat de vreo incompatibilitate. Pe aceea ar putea o da atacat, dar nu e nici acea hârtie inițială pe care s-o atace eventual. La doamna Arman este o hârtie de la ANI care spune că dânsa este incompatibilă și că a încălcat legea. Acea hârtie este ignorată de reprezentanții partidului care o susțin și spun că ANI de fapt e un instrument politic care lucrează la comandă, ignorând. Bine, și în cazul domnului Piedone este iar o decizie a ANI care spune foarte clar că dânsul și-a numit ginere sau nu știu pe ce, un nepot într-o funcție, ceea ce, conform legilor din România, este incompatibil. Deci avem doi candidați, să spunem, cu mare notorietate și văd că nimeni nu este interesat de acest lucru, dar este interesat de domnul Cârstoiu, despre care se spune că interpretăm noi niște hârtii din la un alt, de la o altă instituție care a controlat acum vreo 4 ani spitalul municipal, nu pe domnul Cârstoiu ca persoană. Și e clar cu siguranță că dacă ar fi fost vreo incompatibilitate în cei 4 ani de zile, că domnul Cârstoiu, hai să spunem că acum e candidatul PSD și PNR. Da. Dar până acum 3 luni nu era. Deci era un manager de spital care ar fi putut să fie chemat la ANI dacă era ceva incompatibil și să se dea o decizie pe care dânsul sigur putea să o atace și așa. Este și asta o întrebare care rămâne în spațiul public. De ce acum, odată fiind candidat, nu doar manager sau medic? În chip de concluzie, domnule Falcă, și cu mențiunea pe care ați făcut-o, ambele partide ar trebui să tragă. Nu se întâmplă asta, spunea domnul Hrițuc, și am auzit un corect, mi s-a părut că am auzit un corect, parcă de la dumneavoastră. Și dacă un liberal totuși vine și spune, domnule Falcă, domnule președinte, știu ce să declar, voi respecta punctajul de partid, dar nu mă puneți să mă dau de 3 ori peste cap pentru Cătălin Cârstoiu, pentru că mă uit, domnule Falcă, la sondaje și tot pe locul 3 e. Ne mai auzim? Da, eu vă aud. Eu spun că nu sunt un om care mă uit la punctaje de partid și spun lucrurile directe pentru că așa am fost educat. Vă spun și acum mesajul pe care l-a dat coaliția prin aducerea în politică a unui profesionist era un mesaj puternic pentru București, dar și pentru a intra în politică cât mai mulți oameni. Dacă un decan al facultății de medicină, dacă un manager de spital este tratat imediat ca un adversar, mă întreb cum să mai ajungă oameni valoroși în politică. Și eu cred că partidele politice trebuie să facă scut în jurul domnului Cârstoiu, să lucreze cu el, să-i facă creșterea și a notorității și a credibilității, pentru că electoratul PNL și PSD în București, la nivel de sondaje, depășește 50%. Dacă electoratul va da votul pentru domnul Cârstoiu, alegerile în București sunt închise. Da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Gheorghe Falcă, PNL, Dan Cristian Popescu, Partidul Social Democrat, analistul politic Cristian Hrițuc. Mulțumesc încă o dată. Trebuie să mergem mai departe. Către procesul istoric de peste ocean, pentru că începe primul proces penal în care va fi judecat un fost președinte american. Vorbim despre Donald Trump, a ajuns deja la un tribunal newyorkez și să ne amintim, liderul republicanilor e cercetat pentru falsificare de documente contabile după ce a încercat să cumpere tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți cu care ar fi avut o relație. Donald Trump a fost pus sub acuzare anul trecut, în aprilie. Potrivit procurorilor, în 2016, în plină campanie pentru alegerile prezidențiale, o actriță de filme pentru adulți a contactat mai multe televiziuni și s-a arătat dispusă să povestească despre o relație avută cu Donald Trump. Cei din staful lui Trump au aflat despre intenția femeii și au propus un târg. Avocatul lui Donald Trump i-ar fi plătit actriței de filme pentru adulți $130.000 ca să-i cumpere tăcerea. Potrivit procurorilor, problema este că Donald Trump ar fi falsificat unele acte comerciale pentru a ascunde plata. Fostul președinte neagă acuzațiile. În
2018, actrița de filme pentru adulți promitea că nu va renunța până când adevărul nu va ieși la iveală. My attorney and I are committed to making sure that everyone finds out the truth and the facts of what happened, and I give my word that we will not rest until that happens. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte, în vârstă de 77 de ani, riscă până la 4 ani de închisoare. Totuși, există posibilitatea ca Trump să achite o amendă și să evite încarcerarea. Procesul începe cu alegerea juraților și ar putea dura între 6 și 8 săptămâni. One of the things that's really notable is that the jurors will not be asked about their political allegiances, whether they're a Democrat, whether they're a Republican, who they've voted for. But they will be asked a series of questions that are designed to determine whether they have any biases, either for or against Donald Trump, that might call into question their neutrality. Donald Trump, principalul contracandidat al lui Joe Biden pentru scrutinul prezidențial din acest an, este cercetat în 4 cazuri penale. În unul dintre dosare, Trump a fost inculpat pentru că ar fi complotat ca să obțină anularea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden. Euronews acum, pentru că sunteți în direct cu New York-ul, o imagine din interiorul tribunalului new-yorkez, în condițiile în care deja până la această oră media internaționale au titrat, pentru că l-au văzut pe Donald Trump plecând din Trump Tower, a ajuns deja în zona tribunalului și vedem acest cadru de așteptare, să-i spunem în limbaj jurnalistic. Poate că vă amintiți de la precedente afișări prezențe ale lui Donald Trump tot la tribunale new-yorkeze, poate că vă amintiți acest interior. Iată ce se întâmplă dincolo de ziduri, tot New York afară, un protest la această oră. Nu îmi dau seama de susținere, pare a fi de susținere, mulțumesc colegilor. Măcar un tricou negru cu portretul lui Donald Trump am identificat în această mare de oameni. Începe așadar un proces penal împotriva unui fost președinte american, de trecut în istorie, măcar această perspectivă. Alexandru Georgescu, analist de politică externă, alături de Euronews România. Mulțumesc pentru asta. Bună ziua, domnule Georgescu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. 34 de infracțiuni de falsificare a înregistrărilor comerciale, titrează media internaționale. Scopul instanței este de a selecta 12 newyorkezi care sunt dispuși să-și lase opiniile personale deoparte și să iau o decizie bazată pe dovezi și pe lege. Ce are în față, domnule Georgescu, Donald Trump, candidat printre altele? Este clar că procurorul Alvin Bragg a fezandat puțin capetele de acuzare în sensul de a adăuga acolo cât mai multe pentru a avea și un spațiu pentru a negocia o eventuală declarare, recunoașterea vinovăției de către Trump în schimb unei sentințe mai mici. Cum a spus și dumneavoastră, poate inclusiv să evite închisoarea. Mie nu mi se pare că acest proces în sine este problema. Celelalte sunt marea problemă. Acest proces este unul destul de complicat din punct de vedere politic pentru establishmentul american, pentru că foarte mulți susținători de al lui Donald Trump îl văd ca pe un proces de persecuție politică. Deci nu este ca procesul legat de stocarea improprie a documentelor cu secrete naționale, nu este ca procesul legat de posibilul amestec în procesul electoral, ci dimpotrivă, inclusiv comparând cu procesul în care, cu investigația în care a fost implicată Hillary Clinton și Convenția Națională Democrată, care a avut loc în același timp, pe tema banilor cheltuiți de către Convenția Națională Democrată în mod impropriu pentru dosarul Steele, care a fost dosarul care la vremea respectivă, în 2016, arăta că Donald Trump ar fi fost compromis de către ruși și între timp s-a dovedit a fi un fals. Ei bine, același proces a fost, sau aceeași investigație s-a soldat cu o amendă aplicată lui Hillary Clinton și Convenției Naționale Democrate, în timp ce procesul acesta, care a demarat inițial de la ideea că Donald Trump ar fi folosit fonduri de campanie în mod ilegal pentru a cumpăra tăcerea amantei sale pentru a nu-i fi afectate șansele electorale, acest proces a devenit o chestiune penală și s-a ajuns efectiv, investigația a ajuns efectiv la proces. Și e văzut ca o chestiune de persecuție politică. Problemele sale politice vor veni cu celelalte procese. În acest moment avem un proces, de fapt, o problemă logistică pentru campania lui Donald Trump. Cât timp este aici, 4
4 zile pe săptămână sau cât ar fi, el nu poate să facă campanie, abilitatea lui majoră nu este în zona de logistică sau în zona financiară de a cumpăra cât mai multă prezență media, el trebuie să fie printre alegătorii lui, să energizeze mulțimile și este într-un dezavantaj major. Dacă asta voiam să vă întreb. Măcar această afișare și cum corect ați spus, e prima dintre cele 4 acuzații care stau în dreptul lui Donald Trump, menită să-l destabilizeze? Să cadă poate ușor în sondaje, credeți? Sau e posibil pe parcursul acestui an, alegeri, domnule Georgescu, știți foarte bine, mai bine decât noi, până în noiembrie, sau e posibil și un efect invers al tuturor acestor campanii? Până la urmă, Donald Trump va fi într-un fel sau altul expus mediatic. Așa este și s-a văzut, spre exemplu, ați menționat imaginea lui Donald Trump pe tricoul negru al acelui om. Imaginea respectivă este chiar poza pe care i-au făcut-o în momentul în care a fost luat în evidență în Georgia pentru capetele de acuzare legate de procesul electoral din Georgia, iar campania Trump a transformat poza respectivă într-o oportunitate de merchandising, vând tricouri, vând căni, au transformat-o într-un simbol al presupusei sale persecuții politice. Nu știu dacă îl vedeți, doar o secundă vă opresc, domnule Georgescu. Donald Trump în fața camerelor, în fața jurnaliștilor, cadru de interior încă o dată și câteva cuvinte pe care le rostește, încercăm să ascultăm și noi. This case is nonsense. It should never have been brought. It doesn't deserve anything like this. There is no case, and they've said it. People that don't necessarily follow or like Donald Trump said this is an outrage that this case was brought. This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. And again, it's a case that should have never been brought. It's an assault on America. And that's why I'm very proud to be here. This is an assault on our country. And it's a country that's failing. It's a country that's run by an incompetent man who's very much involved in this case. This is really an attack on a political opponent. That's all it is. So I'm very honored to be here. Thank you very much. Donald Trump și întoarce spatele jurnaliștilor. Se întâmplă și asta, iată, în sistemul american, nu neapărat de justiție, în sensul în care are posibilitatea să se oprească poate la un metru, doi de camerele de luat vederi și să rostească câteva secunde ceea ce gândește înainte de a intra în sala de judecată. Se întâmplă asta chiar acum și o surpriză sau nu, dar printre altele Donald Trump a pronunțat din nou, Alexandru Georgescu, persecuție politică, nimic mai mult decât atacuri de factură, atacuri menite să mă slăbească politic. Poate că este, poate că nu este. Problema cea mare este că sistemul american are foarte multă discreție acordată procurorilor și cel puțin în cazul de față acesta a fost un proces pe care mai mulți procurori înaintea lui Alvin Bragg au refuzat să-l intenteze zicând că ar avea aparența unei persecuții politice și nu este atât de clar că ar fi loc de un proces aici și nu de o amendă aplicată direct, cum a fost cazul lui Hillary Clinton și Convenția Națională Democrată. Deci, cumva, poți să spui că se poate... Susținătorii lui Trump pot spune că s-a ales varianta maximală în care să se facă cel mai mare circ și inclusiv să facă rău din punct de vedere politic lui Trump. Acum, ați remarcat și dumneavoastră asupra faptului că toate aceste procese n-au făcut decât să îi crească profilul în rândul susținătorilor săi, care îl văd drept persecutat și care văd în ceea ce îi se întâmplă un fel de microcosmos al problemelor legate de politicizarea justiției în Statele Unite ale Americii. În același timp, se poate ca diferitele, să zicem, grupuri care au orchestrat variile puncte de stres ale lui Trump, spre exemplu încercarea de a-l împiedica să fie pe listele de voturi în Nevada și în Maine. Da. Toate aceste chestiuni care au fost înfrânte până la urmă, ei speră ca să-l afecteze pe Trump în relația sa cu votanții care sunt foarte motivați de respectabilitate candidatului și atunci el să fie abandonat. Dar deja polarizarea țării a ajuns la un asemenea nivel încât diferitele sale lui defecte foarte reale, inclusiv de personalitate, inclusiv acțiunile sale, sunt acum în curs de a fi ignorate de către proprii alegători care vor doar ca el să câștige sau cel puțin agenda lui să câștige. Și în acest sens nu cred că mai poate fi vorba
Poftiți? Foarte interesant, doar spuneam ce am aflat. Așadar, candidat cu un bilet în mână, un bilet republican totuși pentru Casa Albă, Donald Trump, după unele analize cu prima șansă, ceva mai sceptici, alții analiști, dar care și acestea sunt fapte. Mulțumesc mult, Alexandru Georgescu, pentru analiza pentru Euronews România. Euronews acum, cabinetul de război de la Tel Aviv s-a reunit din nou în ședință. Discuțiile au fost cel puțin complicate, pentru că autoritățile israeliene încă nu au stabilit cum vor răspunde Iranului după atacul cu peste 300 de drone și rachete de sâmbătă noaptea. Ieri, premierul Netanyahu și ceilalți membri ai cabinetului de război au discutat câteva ore despre cum ar trebui să răspundă Iranului după atac, după ședință. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat doar că statul e pregătit pentru orice scenariu. Alte detalii nu au fost date. O mențiune vine totuși de peste ocean, Statele Unite ale Americii, dar și din vestul Europei, pentru că Occidentul și SUA îndeamnă Israelul să fie cât mai precaut și să evite escaladarea conflictului. Parcă am fost în Războiul Stelelor, sunt cuvintele descrise de o româncă cu privire la atacul Iranului. Elena e stabilită de aproape două decenii în Ierusalim, ca ghid turistic. Din cauza atacurilor, munca sa a fost puternic afectată. Femeia a declarat exclusiv pentru Euronews că oamenii trăiesc în teroare, iar starea de anxietate a crescut considerabil. Eram acasă, am auzit dezamorsarea în zona în care locuiesc, s-au auzit bubuituri. Asta înseamnă că undeva în spațiu aerian au fost reperate rachetele sau dronele, pentru că am auzit și sirenele. Cerul a fost brăzdat de stele căzătoare, le-am spune noi, că exact așa cum într-un film științifico-fantastic vezi cometele care cad și se apropie, așa le-am văzut asupra Ierusalimului. Am sperat și mulțumim lui Dumnezeu și celor care ne-au fost îngeri păzitori să nu cadă nicio rachetă în niciun spațiu în care locuiesc cetățeni, pentru că ar fi fost foarte trist să avem victime și să ne plângem morții care efectiv ar fi fost victime nevinovate. Sunt locuințe care au propriul bunker. Noi avem o cameră în spațiul locuibil pe care am pregătit-o și de data aceasta chiar am pregătit-o la modul cel mai serios. Aprovizionările le-am făcut cu apă și tot ceea ce ne-a fost recomandat. În momentul în care am auzit primul zgomot, prima explozie, imediat am auzit sirenele și atunci, conform indicațiilor pe care le-am primit, am intrat în bunker. Exact așa cum ni s-a indicat, atacul direct pe care Iranul l-a făcut asupra teritoriului Israelului a fost unul de parcă am fost în Războiul Stelelor, și dacă nu am fi fost apărați de scutul antirachetă și de profesionalismul celor care sunt membri ai IDF-ului la vârf și sunt specialiști care au lucrat ca un ceas elvețian, nu este just și nu este drept să trăim în această teroare, având în vedere că Israelul apără teritoriul său, fiind mereu atacat în partea de nord de către Hezbollah, în partea de sud de către Hamas. Doresc foarte mult pace, îmi doresc foarte mult să-mi încep activitatea. Vă certați în trafic cu alți șoferi? Coborâți nervoși din mașină sau faceți gesturi obscene la semafor? Mare atenție, ochii care nu se văd vă urmăresc. Cum ar putea fi schimbat codul rutier, vă spunem imediat. Anchetatorii au audiat mai multe cadre medicale în dosarul deceselor suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Audieri vor fi și în zilele următoare. În paralel, Corpul de Control al Ministerului Sănătății continuă verificări pe linie administrativă. Mihaela Barbu a urmărit cum s-au desfășurat audierile.
Bine v-am găsit. Vorbim de 5 asistente și infirmiere de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală, care au fost chemate astăzi să dea explicații în fața anchetatorilor aici la Serviciul Omorului, în dosarul deschis pentru infracțiunea de omor și în care se fac cercetări in rem, în urma plângerii depuse de Directoarea de Îngrijiri Medicale a Spitalului săptămâna trecută. Vorbim de o plângere în care femeia a spus că a primit de la o asistentă informația că în perioada 4-7 aprilie, aproximativ 20 de pacienți au decedat în secția de terapie intensivă ca urmare a faptului că medicii nu ar fi administrat doze suficiente de noradrenalină, un neurotransmițător care este menit să mențină tensiunea arterială la un anumit nivel. Procurorii au deschis un dosar penal în care au ridicat până acum documente de la spital, vorbim de scheme de tratament și de asemenea foile de observații ale pacienților. Totodată au ridicat noi probe și în weekend și vor continua să adune astfel de probe pentru a le pune cap la cap împreună cu mărturiile celor care sunt chemați la audieri. Vor continua aceste audieri și în perioada următoare și totodată este de menționat faptul că anchetatorii iau în calcul și varianta exhumării celor 17 pacienți care au decedat în perioada 4-7 aprilie în secția de terapie intensivă, așa cum au constatat anchetatorii după verificări, însă așteaptă un răspuns de la Institutul Național de Medicină Legală, spun sursele noastre, pentru că vor să vadă dacă este necesară această procedură sau nu. Totodată de menționat este faptul că în paralel sunt și trei anchete administrative în desfășurare, una a conducerii spitalului, alta a Colegiului Medicilor și încă una a Corpului de Control al Ministrului Sănătății. Au fost acolo reprezentanții Corpului de Control săptămâna trecută, au fost și astăzi pentru a sta de vorbă cu doctorii și pentru a verifica documentele și săptămâna trecută ministrul Alexandru Rafila, care a fost acolo într-o vizită, spunea la finalul acesteia că din primele verificări nu sunt elemente care să susțină acuzațiile Directoarei de Îngrijiri Medicale și că acele decese nu puteau fi evitate. În plus, a spus ministrul Alexandru Rafila, a constatat că în spital este o stare conflictuală pe fondul căreia ar fi apărut acele acuzații, o stare de conflict de care au luat act și procurorii. Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, va fi plasat în arest la domiciliu. Era în arest preventiv încă din septembrie anul trecut. Nu va avea totuși voie să părăsească domiciliul și nici să ia legătura cu Radu Judele, adică expertul din dosarul Șpăgii. Acesta din urmă i-a acuzat că l-a constrâns pe un om de afaceri și să-i ofere mită lui Buzatu. Fostul șef al Consiliului Județean Vaslui a fost prins de procurorii anticorupție după ce ar fi primit peste 1,2 milioane de lei mită pentru acordarea unui contract. Banii au fost găsiți de anchetatori în portbagajul mașinii. Șoferii agresivi în trafic ar putea fi sancționați pe baza înregistrărilor audio-video surprinse de camerele de bord sau de alte dispozitive inteligente. Codul rutier, așadar, ar putea fi modificat printr-o ordonanță de urgență care e pusă în transparență decizională pe site-ul Ministerului de Interne. Acum, legea prevede că abaterea din trafic trebuie să fie constatată de un polițist. Însă dacă proiectul devine lege, ofițerii doar vor analiza imagini primite de la oameni și vor stabili ce măsuri iau. Magda Costache ne spune mai mult. În imaginile trimise polițiștilor trebuie să se vadă exact data și ora când au avut loc manevrele agresive în trafic, dar și locul sau elemente care pot identifica zona unde a avut loc conflictul. Mai mult, pe lângă acestea, în imaginile video sau în imaginile video-audio trebuie să fie surprins numărul de înmatriculare al șoferului agresiv, dar și semnalizarea rutieră de pe drumul unde a avut loc incidentul. Pe lângă acestea, șoferii care facă sesizarea la poliție în legătură cu comportamentul agresiv, trebuie să comunice o serie de date personale pentru a putea fi luată în calcul sesizarea pe care ei au făcut-o. Numărul șoferilor care au avut un comportament agresiv a crescut anul trecut, iar în 2023 am înregistrat o creștere cu peste 1000 de cazuri. Așadar, anul trecut am avut puțin peste 3200 de cazuri de comportament agresiv în trafic. Ministerul de Interne urmărește prin acest proiect să descurajeze astfel de comportamente la volan și să reducă numărul de morți și de răniți grav de pe șoselele din România, având în vedere că la nivel european ne aflăm pe locul 1 în topul deceselor cauzate de evenimentele din trafic.
Flacăra olimpică se va prinde mâine în Grecia, iar despre traseul stabilit deja de organizatori aflați de la Flix. În știrile prezentate de Andreea Gurban.